Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. Începem săptămâna cu dezbatere electorală. Este ultima săptămână de campanie înainte de turul al doilea. Este adevărat că perioada de campanie este mai restrânsă pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dar acest lucru nu ne face să nu vă prezentăm dumneavoastră opțiunile pe care le aveți pentru votul de duminică. Știu că în rândurile dumneavoastră sunt destui nehotărâți, sunt persoane care au dat votul pentru ceilalți candidați care nu mai sunt în cursă pentru turul 2, astfel că invitații mei din această seară vă pot convinge că persoanele pe care dânșii le susțin ar fi cele bune pentru a ocupa locul ce este vacant în momentul de față la Cotroceni. Vom discuta despre subiectele zilei de la finalul săptămânii, evident cele politice, cu invitații mei din această seară, Ștefan Constantin, susținător PSD, pentru candidata Viorica Dăncilă. Bună seara! Să rămâne și mulțumesc de invitație! Și domnul Eduard Berca, susținător PNL, pentru candidatul Klaus Iohannis. Bună seara! Bună seara! O să vă adresez prima întrebare, pornind de la subiectele tratate deja de presa locală acum la început de săptămână. Consider că nu, cel puțin chiar dacă vorbim de o campanie atipică, la Gorj se încearcă să se obțină voturile cam aproape pe aceleași metode. Mergem tot pe mese întinse, ne întâlnim cu susținătorii, ceva campanie un pic mai slăbuți că, uite, vremea nu ne permite. Vin liderii de la centru, încearcă să ne ridice moralul și așa mai departe. Știți, nu este un secret, domnul Toni Greblă, fost secretar general al guvernului, s-a întrunit la Casa din Pădure, la Runcu, cu susținătorii romi. A apărut în presa centrală și apoi în presa locală. Domnul Greblă a zis că nu a făcut o întâlnire electorală. Sunteți de aceeași părere, domnule Ștefan Constantin? Da, sunt convins de ceea ce a spus domnul Toni Greblă. Nu a făcut o dezbatere electorală sau o întâlnire cu susținătorii Partidului Social Democrat. Sunt convins că dânsul a avut mai mult timp liber, acum fiind și demis de la funcția de secretar general în Guvernul României. A avut mai mult timp la dispoziție, s-a întâlnit cu cunoștințele dânsului, prietenii dânsului. Totuși erau 70 ceva de persoane, speculează presa centrală. Convins că nu s-a văzut de foarte mult timp cu ei și a găsit prilejul și s-a nimerit și campania electorală să se întâlnească cu dânsii. Nu cred. Na, deci vă spun sigur că n-a fost o întâlnire electorală. Și totuși era vorba de un restaurant, era vorba de o întâlnire cu reprezentanți cu prietenii decât într-un restaurant. Nu atât de departe de oraș. De față de ochii presii, retras de... Credeți că n-a pomenit deloc domnul Greblă în acest context, alături de prieteni, de candidata partidului, până la urmă? Este domnia... Problema dânsului și domnia sa decide cel mai bine ce face în acel grup și în acea întâlnire. Și totuși sunt convinsă că PSD și-ar dori ca voturile etnicilor romi să ajungă la doamna PSD Dăncilă. Își dorește să acapareze cât mai mulți susținători, dat fiind faptul că ați văzut și dumneavoastră, președinte Klaus Iohannis refuză întâlnirea cu doamna Viorica Dăncilă, pe motive numai de dânsul știute, probabil că este frică. E normal ca PSD-ul să atragă cât mai mult electoral, mai ales din rândul celor indeciși, mai ales în rândul celor care în primul tur l-au votat pe actualul președinte. Aici, practic, se dovedește a fi un om, din punct de vedere caracter slab, domnul președinte, fiindcă refuză o întâlnire. Nu contează. El are, ca să vă zic așa, multe scuze. Dar nu sunt permise scuzele astea la domnia sa. În acest context. Sigur. Domnul Berca, vă adresez aceeași întrebare. Trece politica cumva prin stomac? Pare că la Gorj suntem învățați tot așa, cu mese întinse, cu ne întâlnim cu susținătorii, undeva mai departe. De un membru PSD, da, ca să nu pară apăzut puțin pe domnul Ștefan, eu sunt convins că domnul Toni Greblă și-a dorit să acapareze comunitatea romă. N-ar fi pentru prima dată. N-ar fi pentru prima dată, ne aducem aminte în anii trecuți, când răspundea, fiind senator, parcă, la un moment dat, răspundea de Baia de Fier, colegii mei, fiind acolo, da, observatori și sprijin pentru organizațiile locale, îmi povesteau de aceleași metegne ale
celor de la PSD, fiind conduși la vremea respectivă în statul de campanie pe zona respectivă, fiind domnul Grea. Deci, n-am ce da, să mi se pare ceva greșit, mie mi se pare o chestie îndrăzneață până la urmă și inteligentă în acest context. În condițiile în care în lege spune foarte clar că nu poți să oferi alte avantaje, da, decât cele care sunt prevăzute foarte explicit acolo. Da, și într-o perioadă în care avem, discutăm de campanie electorală, da, suntem în campanie electorală. Nu știu, repet, sunt metecnele astea, sunt obiceiurile care aveți dreptate, se repet, Deci campania pare atipică, da, dar noi suntem învățați să facem aceleași lucruri. E vorba de un spectru al clasei politice sau o parte a clasei politice reprezentată în spate de PSD, care nu dorește să se reformeze, care nu dorește să facă altfel de campanie, da? Tot la chestii de-astea, la subrefugii de-astea recurge, tot la întâlniri, temiri, unde, temiri, ce, pseudo-lider, lider, ce-or fie, acolo. Dar asta e caracteristica lor, sunt tarele lor. Da, vi se pare că votul comunității rome s-a dus spre Viorica Dăncilă la primul tur? Sau nu s-a dus și din cauza asta ar fi putut să fie această întâlnire de convingere? Nu știu, eu n-am stat să fac la nivel de județ o analiză în sensul ăsta. Sunt într-adevăr secții și în Târgu Jiu și în județ cu preponderență votanți de etnie rom. Se știu. Da? Vă dau un exemplu. Meteor. Da? Și aveți idee că, cum s-a votat în Meteor? Da, foarte pregnant PSD. Și deci, vedeți, aceste întâlniri sunt de bun augur. Surpriza noastră, s-a votat foarte mult pe liste suplimentare, acolo. Adică PSD-ul, liderii PSD Târgu Jiu. Dar tot orașul s-a votat foarte mult pe listele suplimentare, domnul Berca. Vă rog să consultați. Nu, vreau să vă fost chiar acuzații la acest capitol. Așa, și PSD-ul ne-a acuzat pe noi, da? A acuzat pe Marcel Omanescu că a făcut turism electoral în condițiile în care cele două secții în care PSD-ul a bătut zdrobitor și e vorba de asta de pe Mător și cea de la pușcă de la penitenciar Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae, acolo sunt vreo trei secții de votare. Erau secțiile cu cei mai mulți votanți pe listă suplimentare. Da, deci cea de la Sfântul Nicolae era normal. Era normal să fie păi cu... Da, dar nu vii și acuzi. Da, când tu câștigi pe secțiile unde ai cele mai multe voturi pe listă suplimentare, vii și îi spui, da, să negi eșecul. Deci, cum să spun, să găsești o explicație de genul ăsta pentru eșecul suferit, că noi, de fapt, că PNL-ul, Marcel Omanescu a făcut, deci e penibil, penibil, pur și simplu. Da, n-ai ce să... Da, trecând de orice, într-adevăr, PNL a câștigat la municipiu, diferența este de 600 de voturi. Credeți că veți recupera acest handicap, domnule Ștefan? Da, eu sunt încrezător. Vremea că nu prea ține cu dumneavoastră. Da, nu știu dacă din așa ar trebui să se facă campanie. Da. Afară. Noi pentru asta mizăm și într-adevăr muncim și luptăm pentru a să zic așa, recupera acest decalaj. Dar va fi mult, mult, să zic așa, la atitudinea celor care au votat Paleologul, au votat Dan Barna, au votat ceilalți candidați care au fost în cursa la primul tur. Diaconul s-a votat, sigur, chiar dacă Alden n-a părut că deci, a participat la campanie. Să știți că votul a fost unul diversificat și asta înseamnă că mulți cetățeni au, să zic așa, foarte multe tipare. Deci e foarte greu acum să... Într-o săptămână să aduci, recuperezi și într-o să săptămână, poți da, să aduci dai acel seama cetățean, unde sigur că da, să aduci acel cetățean și să îți voteze propriul tău candidat. Dar vom vedea. Prin mass media, prin online, acum mai puțin partea fizică, din cauza vremii chiar nu poți să ajungi la toți cetățenii sau nu poți să ajungi la marea partea lor. Na, ce să zic, faptul că s-a votat pe suplimentare, sunt toate secțiile cu un număr foarte mare, deci în total 3.000 de voturi pe toate secțiile. Acum
Deci pare un număr mare, să, ziceți sigur, dumneavoastră, mare. Păi, pe suplimentare față de europarlamentare? Da, da, este foarte, foarte, foarte mare. Vă dați seama, sunt în jur de în medie 50-60 de votanții pe listele suplimentare la fiecare secție. Adică chiar dacă ați dori matematic imens să recuperați acest handicap de 600 de voturi, dacă se repetă... Nu, deci nu este mare, e foarte nu mic. Nu este mare, dacă stăm să ne gândim că au fost 3.000 de votanți sigur pe suplimentare. Adică, dacă e să luăm teoria pe care o aveți dumneavoastră, dacă este să luăm teoria PNL-ului, ați pierdut și gata. Și și își vor păstra. Normal, își sigur vor că, păstra. Dar nu este niciun fel de supărare. Eu nu am să dau vina pe domnul Berca că a cărat, nu știu cine, sau a făcut turism electoral. Asta e, așa s-a întâmplat. Nu am cărat, să știți. Nu, nu, dar nu dumneavoastră, partidul dumneavoastră. Să dați vina pe mine. Am zis că nu o să dau vina pe dumneavoastră. Pe PNL, nu? Pe PNL, exact. Pe PNL. Și asta s-a întâmplat. Am înțeles că și în mai multe orașe s-a întâmplat la fel. Probabil că multă lume s-a aflat în acel moment aici. Dumnezeu știe. Da, hai, Târgu Jiu mai este un punct de atracție turistic. Mai greu a fost prin alte localități mai mici unde nu prea aveai ce vedea din punct de vedere turistic. Dar totuși Rovinar Drăguțești se știe, au fost, clar. Au da fost secții cu astfel de probleme. Sigur. Și culmea au pornit acuzațiile chiar din sânul PNL. Dar trecând peste acest lucru, tot am vorbit de mesele întinse și de întâlnirile departe de ochii curioși ai electoratului. Nu numai PSD s-a dedat la a face o astfel de întâlnire mai departe de oraș, a făcut-o și PNL-ul. La finalul săptămânii trecute a venit domnul ministru al finanțelor, domnul Cîțu, care a întrunit primarii PNL la un canton silvic de la Cernasat. Vreau să-l întreb pe domnul Berca dacă nu... De ce s-a ales așa o locație? Nu ați fost, spuneați înainte de emisiune. De ce doar primarii PNL? S-a încercat o ridicare a moralului primarilor PNL pentru că PNL a pierdut alegerile în Gor? Sau ce? Care a fost, de fapt, strategia care se poate spune public? Este normal să ai o întâlnire cu liderii organizațiilor locale. Nu știu. Cred că orice partid serios care dorește să câștige. Da, doar de ce doar primarii? Adică și dumneavoastră ați participat la campanie și toate comunele, organizațiile. Alea, toate cele 20-21 de comune sau 14 sau nu le puteam. Am adunat, probabil, președintele organizației județene. A considerat important, în primul rând, să transmită un mesaj de mobilizare, într-adevăr, cum spuneați, pentru primarii Partidul Național Liberal, să discute cu ei, să afle că poate au fost și cauze sau motive obiective de siguranță pierdere sau scăderea numărului de votanți PNL legat de, eu știu, activitatea curentă a unității administrative teritoriale. Și lucrurile astea au fost, n-am fost, repet, nu știu ce s-a discutat, probabil nici nu era treaba noastră a celorlalți membri din biroul politic județean. Da, dar să știți că eu personal, dacă aș fi fost în niciun caz, să fi tras la aceeași, la aceeași căruță, ca să nu zic, aș fi avut o frustrare, vă spun. De ce? Pentru că poate și eu m-aș fi vrut să văd ce zice un domn ministru pe care și votul meu l-a trimis acolo. Așa. Mă gândesc dacă aș fi membru al PNL-ului sau cu oarecare funcție în PNL, nu neapărat membru simplu, dar să fiu un, nu știu, un BPJ. Cîțu, să știți BPJ că a fost de foarte multe ori aici. Păi da, da, a fost aici. N-a fost la Cernasat într-un cadru festiv, bun, să zicem, oarecum festiv. A fost. E vorba de o cine știe ce locație, probabil una... Este o locație așa internă, care n-ar fi avut, la care n-ar fi avut acces publicul, așa, a direcției silvice. Cred din Mehedin. Că, dacă acum stau și mă gândesc, am o știu și se poate accesa acolo pe bază de cerere, să știți. Nu e, a, deci se poate în chiria, sus, ziceți de noastră. De la lac, da, da, da. Undeva într-o zonă așa, mai protejată. Așa, sus, pe ce e accesibil, pentru că nu e în circuit intern. N-am văzut-o pe site-ul direcției. Nu, o știu, o știu, da. Știu doar că la acea întâlnire a fost și un domn de la PSD, care este, culmea, directorul direcției silvice din Mehedin, consilier județean PSD. Acum se pare că fraternizează cu PNL-ul. Deci dacă a fost domnul de la PSD, mi se părea normal să fie și Eduard Berca, mi se pare normal să fie și alți membri ai BPJ-ului, care chiar și... Ședința a avut o temă clară, foarte clară, da?
foarte clară. Știa. Eu aș fi înțeles dacă îi trăgea de urechi pe primarii PNL care au pierdut. Da. Păi, stați un pic. Bun. Erau două variante. Una, asta de care pomenați noastră, să-i tragă de urechi, puștea la bătaie, și să-i ridici pe cei care... Sau alta, să stai de vorbă omenește cu ei, poate și într-un cadru mai, din ăsta, mai neprotocolar, poate cu, eu știu, o atmosferă, o natură în spate, o chestie de genul ăsta, acum sunt un pic... Așa? Dar eu zic că sunt destui în PNL care au fost frustrați de această, de lipsa invitației la acest. Și eu am vorbit cu colegii dumneavoastră și am simțit, unii mi-au și zis că au simțit o oarecare nebăgare de seamă acum că au venit reprezentații. Deci până la urmă și pe munca dumneavoastră a fost trimis cât un în guvern, adică și dumneavoastră trebuia să fiți acolo la discuție cu el. Chiar să vă mulțumească, de ce nu, și dumneavoastră și colegilor. Eu vă zic că sunt ceva nemulțumiri în PNL. Nu vă provoc, vă spun doar ce spun colegii ai dumneavoastră. Se poate, dar eu, cei cu care am discutat, au zis că e foarte bine că a venit Florin Câțu, e foarte siguranță, bine. Este un lucru extraordinar. A vorbit cu primarii, e foarte bine că a auzit care sunt problemele lor, din punct de vedere al activității curente, e foarte bine că l-a adresat cuvinte de încurajare, da? N-au spus niciunul că sunt frustrați că n-au fost acolo, pentru că, repet, erau treburi strict legate de activitatea primarului respectiv. Fie de campanie acum, fie normal curente de zi cu zi, deci n-au da. O fi și din ăștia cum eu zic că sunt. Cum vi se pare, domnul Ștefan? Nu se doar PSD se întâlnește în locuri așa mai problemă, departe de Târgu Jiu? Nu am problemă. Ei poate să întâlnească și în Codru. Probabil că în Codru s-au întâlnit acolo. Da, undeva într-un cadru din ăsta. În pădure, da. Dar mi se tot pare un fel hilar, de pădure a fost acolo. Mi se pare hilar. Nu. Eu înțeles că e o zonă din asta cu brazi. Da, că au și pescuit acolo, au făcut un grătar bun. E treaba dânșilor. Faptul că s-a întâlnit cu domnul Câțu e o chestie îmbucurătoare din punctul meu de vedere. Probabil că am așteptat să spună domnul Berca că au discutat despre rectificarea bugetară, despre banii care... N-am fost ca să spun asta. Or fi discutat, domnul Berca, eu nu vă întreb dacă ați fost. M-am gândit că poate ați auzit și dumneavoastră subiectele deci, care s-au discutat acolo. Aș fi Samantha. Nu, mama omidă atunci, nu Samantha, nu. Păi nu aveți cum, mama omidă, ce da. Spuneați ca să fac... Vreau să mai zic, altceva, dar mă abțin. Nu. Dar nu aveți... Da, sigur. Nu, mă așteptam ca dumneavoastră să transmiteți mesajul. Dom'le, s-a discutat, trebuie să... Dar n-am fost acolo. Dar tu mi-am înțeles. Deci este un lucru nasol că n-am fost, dar poate mi-aș fi dorit să fi fost Poate s-a discutat în birou organizației... Nu, stați așa, haideți să nu discutăm de fake news. Dumneavoastră sunteți campion. Dumneavoastră, partidul dumneavoastră. Nu, eu mă așteptam ca dumneavoastră, domne, am auzit, s-au întâlnit, s-a discutat la partid, s-a transmis mai departe. A fost vineri, domnule. Păi și de vineri și până acum sunt 3 zile, domnule. Bun, când a fost? Bun. Vineri, nu uitam. Bun, puteam să dea și un comunicat de presă că s-a discutat acolo despre rectificarea bugetară, că Târgu Jiu are nevoie de bani, că domnul Romanescu nu mai spunea că nu mai are bani și că dacă nu îi dăm banii aia de la excedentul bugetar din 2018, dânsul nu poate să-și ducă la îndeplinire. Deci, să înțeleg că pe dumneavoastră, ca cetățean, v-ar fi interesat ca domnul Câțu venit la Târgu Jiu în calitate de ministru. Este ministrul finanțelor, domnul Câțu. Să zică ceva oficial de finanță, nu de campanie. Păi bineînțeles, păi cum? A fost un domn de la PSD trecut la PNL. Nicol Cioiu, nu, e de la BHD. Păi dacă l-ați primit în partid, i-ați dumneavoastră. Dacă l-ați primit în partid... Domnul Berca, ați fost atent. Dacă l-ați primit în partid... A fost, nu a fost. A deschis ușa. Probabil le-ați promis că le măriți salariile la pădure. Că PSD-ul probabil nu le-a dat suficient. Nu, glumim acum. Deci, dumneavoastră v-ați fi dorit ca domnul ministru să vină și să comunice ceva pe linie profesională, exact. Nu de campanie. Este ministrul finanțelor, vă dați seama, el are acum bani în țara asta. Deci, gândiți-vă, dacă domnul Berca, nu știu, de altfel un membru foarte important în PNL Gorj. Asta am zis și eu că mi-aș fi dorit. Și dacă dânsul nu este informat la acolo. Nivelul dânsului, eu sunt un pic așa uimit. Adică, domne, vine ministrul finanțelor, domne, la noi când a venit doamna Dăncilă, a venit
tot, de la consilier local, la membru simplu, la primar, la viceprimar, toți au fost prezenți. Adică acolo. Eu zic altceva. Adică ar ei tratează să... în selectiv. Nu, eu zic că PNL ar fi putut trata electoral. Mai mulți. Nu, ar fi putut specula prezența asta. Eu zic așa, că PNL-ul ar fi putut specula electoral mult mai bine prezența domnului Câțu. Adică cu cine? Ar fi cu domnul ieșit... Câțu să speculeze. Dar de ce nu? Că deci, a un ministru care a venit la Târgu Jiu, se simte bine în organizația de aici, are o prietenie care nu poate fi negată cu domnul Vulceanu. Domnul Vulceanu a fost acolo, la cer n-a stat. Probabil, domnul Cățu le-a povestit despre găurile din buget, că numai găuri în buget vede domnul Cățu. Nu știu, repet, încă o dată, știam că o să ajungă, dar n-am președintele, cum să fii, păi am spus. Se auzea că o să vină. Așa, dar nu am fost, credeți-mă, am avut ședință înainte cu două, da. Deci mă bucur că mai dați așa câte jumate. Doamnă, știți, colegi, dragi telespectatori, am fost curioși să întrebe de ce, ce face, deci nici eu nu sunt curios ce a vorbit domnul Cățu, că nu are ce să vorbească. Dar acum, ca să speculezi. Nu, că eu nu speculez. Dar poate n-am vorbit, poate i-a tras de urechi pe cei care au... Poate că i-a tras, uite. Uite, eu mă gândesc și așa. Da? Poate că i-a certat și cei care au fost acolo... Aveți acolo un om de presă care poate să dea acum, uitați, mâine trebuie să apară știrea, domnule, că a fost domnul Cățu în Mehedinți, domnule, și a luat și primarii din Gorj, totuși. Să știm, a fost și pe Mehedinți și pe Gorj și pe Dolj. Este ministrul de la energie. Păi știu, păi eu de asta vă întreb, că poate fi fost întâlnire și din Mehedinți și din Gorj și din Dolj acolo, nucleul Dolj. Noi am auzit doar că s-a organizat acolo. Știți ce, vă rog, lămuriți-l pe domnul Ștefan, că e atât de... Încerc, dar e curios la fel ca mine, să dumneavoastră. Până la sfârșitul emisiunii, lămuriți-l ce a putut să facă Câțu în Gorj. Păi noi știm, domnul Berca, am primit să aflu. Nici n-avea ce să facă domnul Câțu în Gorj. A fost în Mehedinți. Gândiți-vă, nu, a fost la limită, așa, între cele două județe. Nu știu. I-a fost frică să facă aici în Gorj, aproape de ceu, aproape de minerit, i-a fost frică, sunt convins. Da, e frică, păi, da. Eu zic că domnul Câțu le-a promis că îi va sprijini financiar din calitate. Ca o excedent bugetar, acum sunt pe foarte mulți bani. În funcție de rezultatele pe care le vor avea. Eu consider că discuția așa ar fi sunat. Adică, ce le-a zis? Băi, dacă nu trageți acum în turul 2 să câștigați din cele 20 de primării peneliste, 30 mai luați și de la PSD, nu o să mai primiți bani. Să nu veniți să-mi bateți la ușă că vreți bani pentru investiții, că mă uit pe rezultate, nu? Da. Nu așa ar fi corect, domnul Berca? Continuă. Să le arătăm? Vreți să comentați? Da, am înțeles. Eu cred că... Nu. Păi eu ce să mă lămuresc? Dumneavoastră ați discutat, mi-am spus și eu părerea, deci nu e... Acum să nu mi-o luați nume de rău că am vorbit peste dumneavoastră sau că e o discuție interactivă. Este important ca cele două întâlniri de care am vorbit... Și nu le-am tratat doar noi. Nu lasem uiți. Nu. Dar vorbeam de cele două întâlniri care au legătură una cu PNL și una cu PSD. Păi de ce, domnul Berca? Că eu v-am lăsat. Ați discutat despre Toni Greblă când s-a întâlnit la Costa din Pădure. V-am lăsat, ați discutat, v-ați spus părerea dumneavoastră. N-am spus că este proastă sau rău. Doar de membrii de partid. Dar poate dintre ei sunt și membrii păi și acolo de unde știți dumneavoastră că printre romi, au fost alții ca o reprezentanță ai romii? Păi ce, acolo nu poate să fie membrii de partid? Nici acolo n-a fost domnul Berca. Și acolo facem speculații. Păi vedeți. Păi asta e că n-a fost, la partid nu s-a discutat și nici măcar n-a dat omul. Că recunoaște-o, că nu erau membri. Nu, deci n-ați înțeles. Nu s-a discutat la partid. Nici cu despre domnul Câțu nu s-a discutat la partid, ci o să discute la... Doamnă, este membru, deci nu, să nu. Că vine, dar nu ce se va discuta. Așa că... Deci, Gorjiu, să rezolvăm o dată subiectul Câțu. Vă spun eu, pentru Câțu, județul Gorj nu reprezintă nimic. Credeți-mă, are cel mai important agent economic, unitate economică în județul ăsta, n-a venit, nu a vrut să se întâlnească cu ei. De-aia s-a întâlnit la Mehedinți. Cu cine, domne? Cu conducerea companiei, domne, ce eu? Cum cu cine? N-avea cu cine sau ce? Au plecat oamenii în vacanță. Păi nu ce... s-ai partidului, de ce să se întâlnească cu cei de acolo? S-a creat la nivelul cu ce o agendă care să-i propună. Dar vă întreb și eu, guvernați seara asta în perioada asta de campanie? Vă întreb așa, nu știu, că nu știu, eu nu mai sunt la, noi nu mai suntem la putere. Vă întreb. Să vă dau telefonul lui Ludovic Orban să sunați? Nu, domne, nu, vă întreb de miniștri, nu de, eu n-am spus Ludovic Orban, nu știu, probabil, este șeful guvernului, trebuie să fie acolo, că dacă vine Ioanis, trebuie să aprindă cineva de acolo. E că astăzi, de exemplu, Ludovic Orban a fost să inspecteze cam stadioanele pentru campionatul european de anul viitor.
din 2020. Deci ziceți că își vede de agenda așa, sa de la guvern, în niciun caz de campanie electorală. Ce ar vrea să facă guvernul, domnul Ștefan? Vom vedea, da, vom vedea după pus o întrebare, pauză. Domnul Berca, nu, deci n-aș vrea să facă nimic decât să... Decât să guverneze țara, să nu arate cu degetul. O scurtă pauză de un minut și revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, partea a doua, dezbatere electorală. Am încercat pe prima parte a emisiunii să ne lămurim de legătură cu întâlnirea domnului Greblă de la Runcu și cea a domnului Câțu de la Cernă Sat. Nu prea ne-am lămurit asta, deoarece invitații mei din această seară nu au participat la aceste întâlniri, ci doar am speculat pe marginea subiectului, atât așa și din partea PNL și din partea PSD. Vom afla probabil în zilele următoare ce s-a întâmplat acolo sau după alegeri, în funcție de rezultate, să vedem care întâlnire a fost de bun augur, cea a PSD cu Romi sau cea a PNL de motivare a primarilor PNL, o parte pierzând alegerile de la primul tur. Domnul Romanescu a fost la întâlnire. A fost? Am înțeles, da? Că a venit așa mai spre final. M-am speriat. De ce? A spus numai pe primarii care n-au tras. Nu, cred că și deci cei care au tras. Nu, Doamne ferește, nu. A fost o glumă, ca să ne mai destindem de puțin. Fost culmea să nu vină după ce vineri au băzat că sunt iarăși echipă. Nu, municipiu cu județul sunt echipă. N-au prea părut. Cuvintele au fost unele. E, așa, trase de aici, din colțul gurii. Cuvintele au fost unele, mimica domnilor a fost alta, dar nu contează. Important e că au spus că vor face echipă, așa că trebuiau să vedem după turul 2 dacă va mai fi așa. Acolo. Da. Aș vrea să vă întreb altceva. Am vorbit puțin de municipiu, dar m-ar preocupa în momentul de față dacă celelalte partide care, nu știu, primesc semnale de la nivel central că trebuie să se împartă sau să susțină candidatul PNL sau candidatul PSD și în Gorj fac acest lucru. Domnul Ștefan, aveți, nu știu, partidele care într-un fel sau altul și-au arătat susținere pentru doamna Dăncilă și eu la Gorj? Aveți UNPR-ul. Am văzut că UNPR-ul s-a lipit și, într-adevăr... Eu aș avea un mesaj către electoratul USR, care a votat USR-ul aici la Gorj, propriul candidat Dan Barna. Să înțeleagă, și cred că și dânsii sunt conștienți, că PNL-ul i-a trădat. S-a spus că dacă va ieși Dan Barna în turul întâi și va candida în turul 2 cu domnul Iohannis, domnul Iohannis va pierde. Și așa că electoratul PNL și-a îndemnat propriul electorat să voteze cu PSD-ul. Așa se aude. Deci, într-un fel, useriștii au fost cam trădați de partenerilor de guvernare. Mai ales că și girează în guvern. Pentru mine asta e o chestie foarte, foarte... Deci ziceți dumneavoastră că USR-ul ar fi cei de la USR? PNL-ul a îndemnat electoratul să... Propriul electorat, da. PNL-ul? Da. PNL-ul și-ar fi împărțit, da, PNL-ul, spune domnul Ștefan, și-ar fi împărțit o parte din electorat cu PSD de frică să nu intre domnul Barna. Pe mine... E o ipoteză. Știți ce? Mă guliți. Da? Noi mă bucur. Înseamnă că avem dublu electorat. Mă bucur. Atunci, mă bucur. Să votez, păi ia să mai sunați să mă mai voteze a doua oară. Sigur că da. Sunt sigur că s-a întâmplat acest lucru la Gorj, că poate s-o fi întâmplat, dar la nivel național. Dacă noi... Nu discut la Gorj, atenție, nu discut la Gorj. Dar unde doi? Discut la nivel național. Păi știți dumneavoastră că... Că la Gorj ați pierdut. Înțelegeri de asta? Dom'le, a ajuns pe la urechile mele. Eu și-s convins că și electoratul USR știe chestia asta. Și acum mizați că electoratul USR va... Nu știu, eu le transmit mesajul ăsta. Eu le transmit mesajul ăsta să nu se mai lase păcăliți și în al doilea tur să vină să voteze Viorica Dăncilă, domnule. Așa, pe față. Fiindcă este un om cinstit. Acum se recunoaște. E un om cinstit. Nu a tras pe nimeni în piept. Pe când Iohannis, toată lumea știe că a tras în piept mai multe... Știe Ștefan Constantin de la Târgu Jiu și nu știe... Știe, domnule, poate e mai informat. Da, în condițiile în care în fiecare, la fiecare ieșire publică, îndamnă electoratul USR să voteze Claus. Domnul Berca. Deci cum puteți să... Gardianul din spatele domnului Iohannis a amenințat că nu e bine. Adică știi cine e gardianul din spatele domnului Iohannis? Nu știu. Rareș Bogdan, domne, a amenințat subtil. L-a angajat acum? Da, domne, cum? Omul nu mai stă la Bruxelles. A uitat că România l-au trimis la Bruxelles să muncească pentru țară. Să prezinte interesele României. Asta.
A spus domnul Barna. Vedeți că Klaus Iohannis... Nu, uită greu, domne, aveți grijă. Uită greu. Deci este o amenințare mascată, știți? Deci cred, dumneavoastră credeți că Rise Project... Dumneavoastră credeți că Rise Project a lansat acea campanie fulminantă împotriva lui Dan Barna așa... Vezi, și doamne, e că... mâna PNL, speculați dumneavoastră, că ar fi și mâna PNL aici în spate, adică de a pierde și a nu se întâlni în turul 2 cu domnul Barna? E o mână. Vă mai spun și care este a doua mână. E mâna lui Dumnezeu. A lui domnul Cioloș. A, deci, sigur că da, în tandem, Cioloș cu Iohannis. Păi să nu uităm, domnul Berca, să nu uităm domnul în 2016 cine a condus țara asta. Guvernul meu tehnocrat în frunte cu Cioloș, fiind președinte Klaus Iohannis. Despre ce lucru vorbim? Domnul Klaus Iohannis este mai aproape, este mult mai aproape de domnul Cioloș decât de domnul Barna. Sigur, domnule, se uită și stați liniștit că se uită și își vor pune a doua oară întrebarea. Merită Klaus Iohannis să-l mai votăm? O să vedeți. Că vor să asculte alte. Domne, dar este părerea mea. Sigur, haideți, Despre ce temă de campanie vreți să discutăm despre domnul Klaus Iohannis? Dacă partidele care, nu știu, la nivel central, chiar și USR, spun că votează Iohannis în speță, chiar vor face acest lucru. La Gorj, relațiile cu aceste partide nu este prea bună, nici a PSD-ului cu celelalte, nici a PNL-ului cu celelalte. Da, fază. Da, suntem într-un tur 2 în care nu mai este candidatul Barna. Fiindcă da? E terminat, e casat săracul de da, sigur. E, domnul Ștefan știe. Ați avut dumneavoastră grijă, da? Ce știu omul ăsta e. Da, da. Unde de luat acasă? Bun. Deci, discutăm de un candidat al dreptei, Klaus Iohannis, și aici toți cei care se găsesc reprezentanți în structura, în fiziologia sau politica candidatului Klaus Iohannis, votează Klaus Iohannis, și un candidat al stângii, recte, Viorica Dăncilă, care, la fel, reprezintă, să zic așa, un... o tipologie de votant, da? Sau de simpatizant. Asta e tot. Oamenii spun foarte clar, da? Bă, domnul Barna, domnul Cioloș, ceilalți din PMP, Traian Băsescu, zilele trecute la televizor. Da? Ne regăsim în Klaus Iohannis sau în candidatul se la vorbește domnul Traian Băsescu? Președintele unei organizații. Nu sunt voturile, sunt voturile lui Paleologu, să știți. De la nivel local, în speță de la Gorj, vor respecta ceea ce le spune. Nu cunosc disciplina de partid care funcționează sau nu funcționează în respectivele partide. Dar eu cred că atâta vreme cât există totuși o disciplină de partid, cât există totuși o conștiință politică, civică, la nivelul membrilor partidelor respective, oamenii aia se vor duce la vot. Și dacă și conducătorii, liderilor politici și-au asumat la nivel public mesaje de genul votați-l pe Iohannis sau votați-o pe Dăncilă, nu știu, dar mă uitam acum că și Tăriceanu spune votați-l pe Iohannis. Asta spun, că la un calcul matematic, asta dacă ați avea voturile USR la Gorj, cele obținute la Gorj nu pentru candidat. Nu vom ști decât duminică la 9. Cele de la Pro-România ALDE, practic ați câștigat alegerile. Duminică la practic. 9, pentru că orice... Da? Poate hai să luăm o ipoteză. Mâine la 7 sau la 8, Klaus Iohannis va avea o dezbatere publică, da? Unde... sunt invitați jurnaliști și de la Antena 3 și de la România TV, da, posturi de televiziune care, să nu spuneți că îl simpatizează. Da, și omul a spus free. Da, veniți, întrebați-mă, temele sunt astea, da, teme de campanie foarte clar, foarte logice, foarte așa, și eu vă răspund. Poate că, să zicem, mâine, prin această absurd, întâlnire poate să aducă un plus sau un minus. Exact, asta vreau să spun, dar președintele României, cum a procedat și până acum, în întâlnirile astăzi a fost la Ploiești, a fost la Bistrița, a fost peste tot, nu se ascunde. Președintele Klaus Iohannis este între oameni și discută cu ei, vorbește cu ei. Vă aduceți aminte, a fost într-o donanță 12 în stradă, în Piața Victoriei.
a fost la summitul de la Sibiu cu toți președinții statelor de guverne și state. Acolo a ieșit în mijlocul oamenilor, le-a strâns mâna. Deci președintele Klaus Iohannis nu se ascunde. Este vizibil, poți să pui mâna pe el, e viu. Da? Nu văd ce altceva decât, eu știu, fie o gafă, fie o greșeală, fie ar putea să schimbe da? Previzibilă oarecum părerea oamenilor despre președintele Klaus Iohannis. Nu știu, dar eu cred că deci lumea a înțeles ce e de făcut în calitate de președinte. Da? Care e fișa postului acolo? Domnule Ștefan, doamna Dăncilă a fost în Gorj la primul tur, chiar în ultima zi de campanie. Cred că a contat pentru sigur primarii, că da. Pentru susținători. A mobilizat și mai bine masele. Da. Faptul că dânsa a venit aici a contat. Era bine să vină și Klaus Iohannis? Credeți că ar fi contat? Nu, chiar nu mi-am făcut... Să ridice PNL-ul, să câștige alegerile? Nu mi-am pus niciodată această întrebare, dacă era bine sau nu. Eu am un mesaj, doar atât v-am spus. Oamenii să voteze cu inima, să nu mai voteze impus de către liderul de partid sau mai știu. Ei trebuie să conștientizeze că colegii lor de guvernare i-au trădat în primul tur la alegeri. Ceilalți care au votat stânga, diaconul, să mai reflecte încă o dată și să ne acorde votul. Cât despre Klaus Iohannis, și putem să mai spunem, un președinte inexistent, 5 ani de zile, dosare penale cu duiumul, casele luate prin fraudă, s-a dovedit, trebuie să dea vreo 300 și ceva de mii de euro către stat, nu i-a dat nici până acum. Că este printre oameni, că este printre nu știu ce șef de stat, trebuie să facă și el ceva. Să apară și el undeva, că ia banii degeaba. Așa? Cât despre confruntarea de mâine seară, poate mai are timp domnul Klaus Iohannis să se gândește mai bine și să accepte o confruntare directă cu principalul lui contracandidat sau cu contracandidatul lui. Nu o confruntare cu reporterii de la Antena 3, România TV. Fiindcă o să fie aceeași întrebare. De ce nu acceptați? Deci domnul președinte trebuie să fie președinte tuturor românilor, nu să selecteze dânsul, știți, eu vorbesc doar pentru 5 milioane de votanți care m-au votat pe mine în 2016. Total fals. Să știți, și țăranul a votat, și cel care are 12 clase l-a votat, și cel care are studii universitare, și cel care are studii poziționale, toți l-au votat. El pentru toți trebuie să vorbească. Și trebuie o confruntare să vadă caracterul fiecăruia în direct, cum se manifestă unul față de altul. Ce este? Închis acolo într-o sticlă, știți, mai primește o indicație pe margine sau cine știe pe unde îi se suflă și gata. Am făcut, wow, 10 puncte. Klaus Iohannis, gata, ia președinte. Ce e asta? Nu s-a pomenit în de 30 de ani. De guvernul PNL. Eu zic că se PNL comportă, putea să puncteze foarte bine dacă se făceau niște schimbări în această perioadă. Se comportă autoritar. El care reclama că PSD-ul este autoritar, că numai PSD-ul face, că, dar el dânsul se manifestă exact cum ceea ce spunea despre noi. Deci nu concep eu, deci oamenii spun pe stradă, domne, faceți-l, domne, să fie o dezbatere acolo, fiindcă nu e normal. Viorica Dăncilă este la vreme prim-ministru, da? În toată această perioadă, la nivel instituțional, a refuzat sistematic toate solicitările președintelui Klaus Iohannis de a avea discuții pe teme diverse, respectiv pe cea a bugetului. Nu, cred că sunteți în eroare. Nu cred așa ceva. Bine, dumneavoastră trebuie să aveți o justificare acum. Bun, presa, normal că... Sigur că, vă rog, dar eu doar o justificare a dumneavoastră, că nu vrea domnul Klaus Iohannis. Sigur. Uite, te rog frumos, în urmă, de câte ori Viorica Dăncilă a fost prezentă la solicitarea președintelui la dezbateri de genul ăsta, economice, da, pe temele justiției, a trebuit să meargă președintele în Parlament, da, a trebuit președintele să modereze ședința de guvern ca să vadă ce se întâmplă acolo, să încerce să vadă că după aia... Să înțeleg că e o răzbunare, cum spuneți dumneavoastră, deci președinte e răzbunător, da. Tot ce a vrut e altceva.
Sigur. Dar președintele Klaus Iohannis i-a adresat de câteva ori invitația instituțional de la nivel de președinte către prim-ministru pentru a discuta, a dezbate problemele reale ale momentului. Da? V-am spus, economice, sociale, juridice. Imediat termin. Da? I-a adresat foarte clar invitația. Nu a fost onorată niciodată. Acum, în campanie, când s-a nimerit să ajungă și Viorica Dăncilă candidat, vrea dezbatere. Eu știu, o fi bine, nu o fi bine să se întâmple dezbaterea asta, dar, repet, lipsa de considerație, să spun așa, pentru invitațiile repetate ale președintelui României la dezbateri, poate să conducă la un astfel de deznodământ. Deci acestea sunt numai scuze din partea domnului Berca. Nu cred o iotă din ceea ce relatează domnul Berca. Uite-te în presă, uite-te în agenda guvernului. Mă așteptam să spuneți că nu se coboară domnul Klaus Iohannis. Da. Repet, am înțeles, scrie în presă, sigur, am înțeles. Tu să nu citești da, presa. Sunt ca domnul președinte Iohannis obtuz. Să nu vezi comunicatele guvernului și ale... Corect, sigur că da. Bun. Eu nu spun decât, nu redau decât ceea ce a fost realitatea am înțeles. De zi cu zi acestei românii, nu altceva. Eu nu visez ca voi. Am înțeles. Eu spun că este o scuză, clar. Deci un om care are astfel de... un bărbat, sau atenție, un bărbat care are asemenea scuze, dovedește un caracter slab. Care înțelegeți? Scuzele pe care dumneavoastră le-ați indicat. Păi sunt realități. Realitățile atunci deci care dumneavoastră le-ați enumerat. Deci gândiți-vă... Nu te duci la nicio întâlnire și pormă vii și dau scuze. Exact. Bun. Așa este. Da. Trebuie să mai treacă 3 ani de zile cum a făcut, sau da, cum spuneți dumneavoastră că a făcut doamna. Păi nu m-ați lăsat. Păi n-am ce să-mi dau. Sigur, arunc. Da, bun. Da, fă ce crezi. Deci, e o scuză. Punct. Deci o scuză că nu se face această dezbatere. Care ar conta? Fiindcă, vă spun, în urma acestei dezbateri se stabilește câștigătorul. Și domnului Klaus Iohannis îi este frică că va pierde. Va ieși șifonat din această întâlnire. Dezbaterea cum se stabilește câștigătorul? Și nu e mai sigur pentru domnul Iohannis. Exact, e mai sigur treaba asta. Are un rezultat deja la primul tur să... Chiar să ignore acest lucru. Nu e mai sigur dacă ați fi în păi asta spun că este campanie, mai... nu l-ați sfătuit să stea păi acolo? Chiar stafful domnului Iohannis îl sfătuiește să nu iese la o confruntare directă cu doamna Viorica Dăncilă. Înțelegeți? Sigur că da. Până a ieșit domnul Rareș Bogdan, gardianul de servicii al domnului Iohannis, că domnul Iohannis e o persoană de înaltă ținută morală, nu stă de vorbă cu un PSD-ist care a făcut, a distrus. Ce a făcut domnul? Știe atât de multe lucruri, ce s-a discutat la întâlnirea aia cu Florin? Au spus-o deja niște primari. Ceva au spus deja public. Au avut ce să spună primari? Cred că da, ceva s-a discutat da. Acolo, adică păi, mă gândesc că nu... S-au dus să mimeze acolo, ce s-a... Până s-a pregătit friptura, s-a vorbit ceva, că nu pot să... Mă gândesc. Vânat, chiar. La direcție acolo, da. Deci, în pădure, domnul Berca, haideți să trecem la lucruri serioase. Ce credeți că la căsuța din pădure nu s-a mâncat nimic? Credeți dumneavoastră? S-a consumat doar o cafea? Mă gândesc că peste tot, adică... Politica, din păcate, tot prin stomac trece, domnul Berca. Nu știu dacă au mâncat, dacă au băut, da, nu știu. N-am spus-o și nu o să spun niciodată, pentru că nu știu, habar n-am. Da? Nu mă revin la întâlnirea de mâine. Da, eu nu sunt... Domnul Ludovic Orban a spus că ar merge el cu toată sinceritatea, ar merge dânsul la dezbaterea cu Viorica Dăncilă. Deci tot ca să-i țină parte domnului Iohannis. Ca să mai tragă un pic așa atenția. Nu e normal. Poate se duce domnul Viorica Dăncilă peste domnul Iohannis, că a zis că ia în calcul la acest lucru. Nu e normal deloc. Grămadă pe om acolo. Deci are un caracter slab. Da, deci este un titlu deci din presă. Președinte are un caracter slab și a dovedit că este și frică pe deasupra. Da. Și cu toate de o femeie, acestea, atenție. Da. Și cu toate acestea, 30% din tregorjeni au dat sigur voturi, că da. 37% au dat votul doamnei Doamnă, Dăncilă. Cetățeanul știe cel mai bine ce votează. Procente, nu pot încă... eu să zic să nu voteze pe Klaus Iohannis. Doamne ferește, niciodată n-am spus. Foarte mulți cetățeni, procente importante, care sunt nehotărâți la acest capitol. Iar rolul dumneavoastră este să-i atrageți într-un fel sau altul de partea candidatului pe care îl susține. Deci electoratul userist
Bine, în turul 2 să vină să voteze? PSD. Nu, nu, n-am spus că va trece, să voteze cu inima. Dar noi ce trebuia să facem în seara asta? Să vă susțineți ideile, pentru domnii pe care îi susțineți în... Pe tema asta, teme de campanie. Eu m-am gândit că să nu vă bag totuși prin programele de campanie. Așa pentru că știți cum... Păi programul de campanie al domnului Iohannis este să scape țara de PSD-iști. De PSD-iști, atenție, și de PSD, de partid. Asta deci v-a spus asta și eu, este... Nu, domne, asta a declarat el. Acum, mâine vă trimit pe WhatsApp... Nu! Mă bagă în lagăre de concentrare. Doamne ferește! Mie nu-mi este frică, domnule. Doamne ferește! Eu știu să-mi apăr familia de Klaus Iohannis. Doamne ferește! Am doi copii și știu cum să lupt împotriva lui. Domnia Olguța Vasilescu, fost primar al Craiovei, fost ministru al muncii, astăzi l-a făcut pe Klaus Iohannis sau ieri, da? Nazist. A spus că păi se comportă, domne, se comportă cu apucături din ăstea, domne, da. Acum, nu știu, vedeți, e probabil un sâmbure acolo, ceva. Dar dumneavoastră vi se pare normal ca 5 ani de zile? Voastre. Domnul Berca. Vi se pare normal ca președintele țării 5 ani de zile să se trezească cu PSD în gând și să doarmă tot cu PSD în minte? Vi se pare normal așa ceva? Vă mai întreb, vi se pare normal așa ceva? Ca domnul Klaus Iohannis, inexistentul președinte de 5 ani de zile, să se trezească în gând cu PSD și să adormă în minte tot cu PSD? Klaus Iohannis, să știu cum se trezește Klaus Iohannis. Nu dorm, soția doarme. Soția domnului Iohannis. Deci, dacă vreți, aflăm numărul de telefon al doamnei Iohannis. Pentru că soția dânsului s-a transformat acum, e bărbatul în casă acum și domnul Iohannis e femeia în casă. Păi, s-a metamorfozat, ce vreți să vă spun acum. Dacă este frică de o doamnă, de o femeie să meargă la dezbatere. Mai avem undeva la 3 deci minute. Vă dau posibilitatea să vă... Ștefan Constantin în mult mai multe ocazii. Sigur n-am că avut ocazia, E prea prețios, n-am avut ocazia. Foarte multe lucruri. Să mă folosiți la limita timpului, să știți, că disponibil, că nu pot așa de fiecare, face previziuni. Și Carmen Hara, sau cum o cheamă. Da, nu știu, n-am ascultat. Domnul Berca, vă dau posibilitatea într-un minut să ne transmiteți nouă și telespectatorilor de ce ar trebui duminică Gorgenii să-l voteze pe Klaus Iohannis. Pentru că ne dorim cu toții să fim oameni normali, într-o țară normală, într-o țară în care există condiții de muncă normale, există răsplata muncii normală, există posibilități normale de dezvoltare personală, există posibilități normale de comunicare, există prietenii normale, există simpatii normale, adică într-o țară în care nu mai avem legături cu trecutul, da, am uitat, da, animozite, trăim normal. De asta, pentru că eu, unul, am tânjit și tânjesc încă de 30 de ani să trăiesc normal, să n-am temeri, să n-am probleme de genul ăsta, să nu mă cer cu Ștefan Constantin. Dar noi nu ne certăm, de Doamne. De fiecare dată când mă întâlnesc. Nu cred așa ceva. Nu, nu. Mi s-a părut așa, doar că considerați că la... Nu știu de când ne-am certat. Prietenești așa. Nu, nu ne-am certat, Doamne ferește. Nu, a fost o dezbatere. A fost o dezbatere într-un ton... Pot să spun și eu pentru un chel? Ușor ironic, vă rog. Vă rog, domnule. Mi-aș dori ca cetățenii, electoratul de duminică, virgulă, da, să voteze cu inima. Să-și amintească ce a făcut președintele Klaus Iohannis în acești 5 ani, să se gândească ce a făcut PSD-ul în cei 3 ani de guvernare, mă refer la profesori, la medici, la pensionari, la militari, la pădurari, că a venit vorba că a fost întâlnirea cu domnul Câțu la canton, dom'le, toți aceștia să voteze cu inima. Și la electoratul useriști să-și aducă aminte ce au pățit duminică de ce domnul Barna n-a intrat în turul 2. Deci USR-ul să dea votul unde trebuie. Deci vor să câștige electoratul USR. Asta este important. Și alu Diaconescu, diaconul este numeros. Dar consider că electoratul userist a fost tras în piept. De pe diaconul să spună. Nu vedeți că nu spune? Dumneavoastră. Asta e. De PNL. Mai avem timp. Mai sunt încă câteva zile până vom vedea. Diaconul, votați-o pe Dăncilă. De ce nu spune?
Da, nu spune nici votați-l pe Claus. Omul își face partid, am înțeles, omul își face partid, asta e. Vom bun. Vedea ce se întâmplă. Cam asta este mesajul meu. Nu, și vedea. Consider da, în această seară că eu nu m-am certat cu domnul Berkan. Nu. Și nici la ultima emisiune înainte să venim aici nu ne-am certat. Nu a fost. A fost un schimb de idei. Sigur că da. Ușor ironic și puțin subtil. Constructiv. Eu așa zic. Oricum, telespectatorii sunt cei care discern și aleg cea mai bună variantă și asta evident prin votul de duminică. Doamnelor, domnilor, ne vom revedea mâine seară cu alți invitați de la cele două partide pentru a vă hotărâ dumneavoastră la cine trebuie să-i dați votul la finalul acestei săptămâni. La revedere!